Eu sunt absolvent de chimie fizică și nu întâmplător sunt laborant. Știu întotdeauna că valurile de empatie le urmează altele de greutate, celor de greutate le urmează unele de suferință. Trebuie să fim gata să înfruntăm totul. Cum nu e pe lista postului meu să mărturisesc vaccinul, ci pe Hristos, am să mărturisesc pe Hristos în continuare și am să continui să mă rog de fiecare dată pentru cei care se vaccinează, ca și pentru cei care nu se vaccinează, dar mai cu seamă pentru cei care caută soluții. Mie asta mi se pare lucrul cel mai important, să stăm alături de cei care caută soluții. Restricțiile sunt soluție? Că multă lume se întreabă și am dus o dezbatere națională despre asta. Experiența ne spune că în anumite situații da, în alte situații nu. De exemplu, eu sunt conștient că pe noi, pe preoți, ne-a salvat foarte mult anul trecut partea de restricționare și menținerea aceasta, fizic vorbind, că psihic ne-a afectat pe toți, care n-au fost optimiști, apropo de optimist sau care n-au fost optimiști, chiar au avut urmări. Dar, în principiu, dacă ai o fire bună, însingurarea aceea de la altar nu dăunează grav sănătății. Din contră, eu sunt convins, nu știu, dar cred că am mai vorbit cu Părintele Franții și nu numai cu el, am vorbit cu ceilalți preoți din țară, mulți. Pe noi ne-a ajutat să redescoperim liturgia, pentru că nemai grăbindu-ne pentru comunitate, să fie lumea in timing, la supă, la ora 12, am fost concentrați pe text mai mult și se vede pe înregistrări. Sunt niște liturghii absolut liniștite, cu minți, fascinante și ce am constatat? Că a crescut foarte mult calitatea predicii preoților. Obligați să devină membri de microfon, cu drepturi, la anul la microfon cu drepturi de pline, au crescut foarte mult calitatea predicii, pentru că ne-au obligat să fim mai atenți. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.